Mamă, că avem treabă! Hai bine, mergem? Jos guvernul! Dacă ar fi să enumerăm nemulțumirile, asta ar însemna să discutăm vreo două ore despre incapacitatea guvernului de a conduce o țară și inclusiv a șefului statului, lui Băsescu. Este vorba de o acțiune făcută de grup parlamentar al Partidului Național Liberal, ca timp de o săptămână de zile, prin forme de protest pașnice, să pichetăm sediile Partidului Național Democrat din fiecare oraș și din fiecare municipiu. Politicienii vrânceni ai Partidului Democrat Liberal nu au tăria să privească cu seninătate alegătorii care practic le-a dat votul și mai mult să iasă afară să ne privească pe noi care suntem adversari politici. Noi suntem solidar cu cele două partide în opoziție, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, vis-a-vis de fraudarea votului de către Roberta Anastase. Deci țelul nostru este să fie dată jos de la conducerea parlamentară. Noi dorim ca guvernul și Partidul Democrat Liberal În primul rând să renunțe la menținerea doamnei Roberta Anastase, hoț dovedit în furtul voturilor. De asemenea, dorim ca guvernul, odată și odată după niște ani în care este în fruntea destinelor României, să găsească acea formulă de a scoate România din criză.